fel ca și voi, și eu trebuie să stau în casă pentru că școlile, parcurile, locurile de joacă și mall-urile sunt închise. Nici chiar cu bicicleta nu mai am voie să mă plimb. Și de aceea vă înțeleg că sunteți triști și plictisiți uneori, pentru că și eu sunt. Și pentru asta, astăzi, vreau să ne îndreptăm atenția către Psalmul 20, să-l citim și să medităm la frumoasele încurajări și urări pe care David ni le dă în acest psalm. El este un psalm deosebit și este actual, chiar dacă a fost scris cu mult timp în urmă, într-o altă cultură sau într-o altă zonă geografică. El a fost adresat oamenilor de pe acele vremuri, cât și generației noastre și celor ce vor mai urma. El este adresat și de folos și nouă copiilor, pentru că și noi avem mici îngrijorări, frici, dar și bucurii. Haideți să ne încurajăm prin cuvintele psalmistului David, care spune în versetul 6 că Domnul scapă pe alesul său din locașul lui, adică din cer, prin puterea brațului său. Haideți să vizionăm acest psalm minunat recitat de copii din toată lumea. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob. Să-ți trimit ajutor din locașul său cel sfânt. Și să te sprijine din Sion. Să îți aducă aminte de toate darurile tale de mâncare. Și să-ți primească arderile de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima. Și să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din cerul, din locașul lui cel sfânt. Prin ajutorul atotputernic al dreptei lui, unii se bijă pe carele lor, alții pe caii lor. Dar noi ne bijuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm. Ce frumoase urări de bine am ascultat, recitate de copii din Psalmul 20. Prin versetul 17 afirmăm și noi ca și David că ne bizuim pe numele Domnului, indiferent de ce va veni peste pământ. Poate te întreb de ce suntem așa de curajoși și încrezători. Răspunsul este simplu. Avem pe cineva care ne poartă de grijă, Domnul Iisus. Cine îl iubește pe El și a făcut loc în inimă, va avea pace, odihnă și fericire în toate zilele vieții. Vrei și tu să ai aceste lucruri? Primește-le în inima ta, iubește-le! Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipse de nimic. El mă paște în pășuni vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe crăgete din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn. Și paharul meu este plin de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ce frumos este când copiii proclamă puterea și bunătatea lui Dumnezeu. Așa cum David de mic copil s-a încrezut în Dumnezeul acesta și a fost scăpat din primejdie și chiar în situațiile în care a fost frică, copiii de astăzi pot să se încreadă în acest Dumnezeu puternic.
Biblia ne asigură că Dumnezeu iubește copiii. Și ce bine să vorbești cu cineva care te iubește, care te înțelege și care te poate ajuta. Acești copii pe care tocmai i-ai ascultat recitând acești psalmi au ales să se încreadă în Dumnezeu chiar dacă locuiesc în țări diferite, pe continente diferite. Ei știu că Dumnezeu îi iubește și că îi ascultă indiferent în care limbă se roagă. Acești copii au înțeles cât de bine e să-L ai pe Dumnezeu ca ajutor. Unul din versetele pe care copiii le-au recitat spune: "Nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine." Îți doresc, drag copil, să-L cunoști și pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. El este singurul care te poate conduce la Tatăl Lui, la Dumnezeu. El a murit pentru păcatele tale și păcatele mele, a înviat a treia zi și s-a înălțat la ceruri. El a promis că va reveni și atunci când va reveni, va lua la sine pe copiii săi. Nu vrei să faci parte și tu din acești copii?